T-a plăcut piesa? Da, bineînțeles, da. Dar tu mă ajuți, Raluca, donde vas? Ce-am făcut? Para donde vas? Paradonde, da, da. Para donde vas, mi querida? În centru vechi. Donde te duceți? Mă duc să mă întâlnesc cu Ruby. Ruby? Da. Ruby, vrei să-i fure contractul de imagine lui Moris? Da, uite, toți pe la derile tale. N-aveți nicio șansă. Eu nu prea ies cu fetele. De mult n-am mai ieșit cu fetele. Și nici ea nu prea iese. Ne-am găsit noi două antisociale așa. Și am zis să ne vedem, că s-a născut o prietenie frumoasă între noi. Și mergem în centru vechi, stăm pe la terase, facem poze pentru Instagram, lucruri de genul ăsta. Super, ce drăguț, da. Îmi place mult. Să o pup și pe Ruby din partea noastră. O pupăm, sigur, și noi cu această ocazie, că știm că ne urmărește. Dea? În partea de sus îmi place foarte mult ținuta. Îmi place inclusiv cum ți-ai făcut părul și cum ești machiată. Nu cred că lungimea botinelor avantajează foarte tare ținuta asta. Eu aș fi pus tocuri. Și pentru că ai acele mânuși superbe care cumva se termină în blazer, da? Cred că aș fi pus niște cizme foarte, foarte înalte. Adică mi se pare că ești foarte îmbrăcat aici. Aici îți văd porțiunea ta de piele. Am înțeles. Cu tocuri nu prea aveam cum să merg în centru vechi. Da, eu spuneam asta. Pe... Da, am înțeles. Ok. Dar îmi place foarte mult haina. Se pare că arată foarte bine și ți-ai zis, e foarte frumoasă la zona capului. Bia! Bună, Cristina! Îmi place geanta aia, tot ce e de firmă. Dacă nu, o să-mi iau o casă plină cu de-astea de firmă. Dar știu că ai vrut-o înainte de... Da, mi-ai dat-o, vezi, n-am luat steluțe. Dar noi din Dubai... Am zis că ți-o dau după... Păi acum fapta e consumată, nu le-am luat, nu mi-ai dat geanta, asta e, nu-mi place nici mie cum ți-ai pus ciocatele alea, să faci picioarele mai groase decât trebuie. Așa. Și că ți-s foarte faine picioarele și ale mele tot în stilul ăsta sunt. Dar și eu am de-astea și nu știu cum să le port, poate ne ajută... Să vedem, da. Domnul Moris... Sigur, și să ne spună cum purtăm ciocatele astea ca să n-avem piciorul gros. Păi partea de sus e foarte nu frumoasă. Le mai purtat. Ia, cum n-ai purtăm cum aceste ciocate? Dacă ai picioarele groase. În ce combinație? Bine. E clar. E, dacă așa ai piciorul gros, cum să porți o ciocată din start? N-ai ce un colant, un ciorap. Da, poți cu un colant. Da, o gambă groasă, aia e. Cu ciorap. Hai să vedem ce ne spun jurații despre ținută. Cristina, în fața lor, te rog. Ia ca să spun o întrebare, cel mai safe mod de a purta ciocatele atunci când nu avem formele ideale, dar ce crezi? Voi le aveți, așa că nu aveți ce să faceți griji. Asta spun așa în general, este cu o rochie lungă de tipul celei pe care o poartă Tonciu, care o acolo asta ocupată cu lanțul de la geantă. Așa am vrut să zic. Puneți o rochie din asta, o bohoșică de asta de rochie lungă și puneți ciocate câte se vreți. Să nu se vadă picioarele. Asta am înțeles. Sau prin casă, să nu ne vede nimeni. Dar altfel, ținuta pe care o are astăzi Alexandra, tu. Pe care o are Cristina, mie îmi place, să știi. Îmi place rochia de piele. Îmi place cum ți-ai făcut părul, deși puteți să-l strângi mai puțin de cap, să fii un pic mai lejer ăsta, cocuțul ăsta, așa. Așa, mai neglijent. Da. M-am gândit la asta, da. Și în afară de asta, eu sper că ți-au trecut emoțiile, pentru că, băi, tu ești, repet... Păi n-ai văzut că am intrat în forță, s-au supărat fetele, fata, Dea, s-a supărat pe mine, alea. Deci, gata, sunt forță aici. Sunt pe poziții. Ești pe Tereze. Îmi place ținuta. Oricum eu sunt sensibil la un look de ăsta all leather. Pot să fiu sinceră să spun cine mi-a făcut ținuta? Da. Madalin. Madalin? Felicitări, Madalin, îmi place foarte mult. Dar tu, Andreea, de unde ai știut? Instinctul meu de fapt mare de femeie mărișală. Acum, deci, eu v-am zis, mai o ghicesc. Dacă tot e, dacă tot e vinere astăzi, în concluzie, când pleci de la emisiune, deci, vă duceți și faceți treaba cu hotelul. Între timp, eu cu Moris ne instalăm la voi acasă. Ne găsiți. Da. Ok. Mulțumesc. Eu nu vreau să te supere, Madalin, pentru... Dar, ok. Dar mie nu-mi place nimic, cum merge cu nimic. Nu mi se pare că te avantajează ciocatele. Da. Geanta nu-mi place în combinația aceasta, pentru că nu are legătură cu ciocatele. Geanta ar putea să aibă legătură cu această rochie trench din piele, dar cu o pereche de ciorap din mătase, negri, cu niște sandale de seară, din catifea, cu o aplicație superbă, eventual cu o floare roșie, cu ceva...
cu o mini-voaletă de-aia pusă, doar aia pe cap și fixată cumva foarte, foarte bine, nu pe o tocă, doar voaleta. Adică să o duci într-un look completamente de seară cu niște accente de roșu, așa nu. Dar pentru că este prima săptămână, deși nu e foarte fair pentru alte colege de-ale tale, dar pentru că e prima săptămână, eu simt nevoia să te încurajez, pentru că simt în același timp că urmează ceva. Niște ținute, niște situații. Mulțumesc! Da, ciocatele sunt urâțele, da. Ți s-a spus, nu e cazul tău, pentru că toate aveți picioare frumoase, nu e cazul tău să vă ascundeți gambele. Dar, atenție, atunci când puneți ciocate sau încălțăminte joasă, fără toc, aveți grijă că riscați să nu mai aveți picioare, adică să vi le scurtați, așa se întâmplă și în cazul tău. Această rochie din piele este foarte frumoasă, dar este asociată în mod greșit cu aceste ciocate. Moris a sugerat deja cu ce să le pui. Geanta, chiar dacă este una de brand, nu se potrivește, nu-mi place, chiar dacă ai pune și în alt styling, nu-mi place. În rest, cred că simt nevoia de ceva mai mult machiaj la tine. Poți să fii puțin mai îndrăznaț. Eu știu că tu ești alt stil, dar poți să fii mai îndrăznaț aici. O să-mi vină curajul. Salutări lui Madalin. Se pricepe cât de cât la... Ok, îi transmit, o să vadă. Mulțumesc frumos, dragii mei, vă rog frumos. Stai! Le-a luat calificative, Cristina! M-a zăpăcit! Cristina, bravo, ai stil! Mulțumesc! Ați dat? Cătălin? Pare rău. Ai că mai o șansă? I'm watching you. Și? Ai luat 200 lei. Știi cum îmi curg apele pe aici, pe sub haina asta din piele. Mulțumesc frumos, voi ține cont de toate sfaturile juriului și pe voi, dragii mei, vă rog să mă votați la 1206, indicativ 2. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!